sportul internațional nu este doar o posibilitate de a deveni faimos prin realizările sale, dar mai este și o posibilitate de a te face de rușine la nivel mondial. Din această cauză este foarte important să ai simțul umorului bine dezvoltat, ca peste ani să-ți aduci aminte de momentele rușinoase cu zâmbetul pe buze. Această domnișoară nu este cea mai bună jucătoare de ping-pong, dar spectatorilor nu le pasă, deoarece ei au venit acolo nu pentru a vedea abilitățile ei de joc. Înainte de maraton, toți participanții au fost preîntâmpinați că se pot întâlni obstacole pe traseu, dar nimeni nu a concretizat ce fel de obstacole. Sportivul din Kenya s-a bucurat atât de mult că a ajuns primul la linia de finish, încât nu a observat cum asistenta nu a reușit să tragă lenta din fața lui. Și ca rezultat, sportivul s-a împiedicat și a căzut foarte neplăcut pe asfalt. Cu toate că sportiva Martina Traidos a primit o doză bună de motivație din partea antrenorului său, ea oricum a pierdut această luptă. Înainte să faci ceva, mereu trebuie să te gândești la consecințe. Chiar și profesioniștii uneori uită de acest sfat. Acest bărbat aproape că a învins competiția când dintr-o dată a fost atacat de o bandă elastică care a sărit de pe bară de la competițiile ce se petreceau alături. Acest portar primește din partea noastră premiul pentru cel mai amuzant autogol. Nu cred că toți acești sportivi sunt atât de slabi în săritura. Probabil organizatorii au greșit ceva și nu trebuiau să pună aceste obstacole pe pista de alergare. Iar în acest caz, e mai mult trist decât amuzant. În timpul Olimpiadei de iarnă din 2014, sportiva a căzut de pe sanie și a fost descalificată din competiție. Se zice că în trecut sportul era mai serios, dar de fapt pur și simplu în trecut nu erau atât de multe camere de filmat, iar tradiția sportivilor să se izbească de pereți în timpul meciurilor a fost pornită încă din anul 1991 de către Rodney McRae. În cariera lui Gavin Lax, sigur vor mai fi o grămadă de momente uimitoare, dar deocamdată el este cunoscut ca băiatul care a primit o comoție în urma ciocnirii cu peretele în încercarea de a prinde mingea. Priviți atent ce face acest sportiv și să nu faceți niciodată ca el în timpul meciului. Deseori, cu câțiva metri înainte de finish, sportivii au tendința de a se relaxa un pic, dar acest video ne demonstrează clar de ce asta este o mare greșeală. Ar fi fost un simplu meci de box dacă unul dintre sportivi nu ar pleca de pe ring în prima secundă de luptă. Mai târziu, bărbatul a explicat că astfel el a protestat împotriva organizatorilor acestui meci, deoarece i-a oferit un salariu prea mic.
Din păcate, cricketul nu este foarte popular în România, deoarece cățeilor, din câte putem vedea, le-ar plăcea mult acest joc. Apropo, acest video a fost filmat în Irlanda de Nord. Oh, the dog is the ball! Oh, here we go! Now that is... În timp ce toți hocheiștii încearcă să prindă pucul, unul dintre ei a găsit o metodă mai eficientă de joc. El pur și simplu le fură crosele adversarilor. După câteva astfel de videoclipuri, ți se poate face o impresie că echipa de securitate al acestui stadion au făcut cursuri de dans. Mi-e greu să-mi imaginez că cineva ar putea fi grav rănit în timpul jocului badminton, dar uite că acești doi tineri aproape au reușit. Cățelul s-a gândit că trebuie să le dea o lecție de alergare sportivilor și aproape că a doborât recordul mondial de alergare la oameni, alergând 100 de metri în 10,5 secunde. Înainte de fiecare meci de baseball, este invitată o vedetă pentru a face prima aruncătură. Dar de data aceasta, onoarea de a arunca mingea i-a fost oferită cele mai bune femei de serviciu de la acel stadion. Doamna este un muncitor foarte bun, dar un foarte îngrozitor aruncător. În această situație neobișnuită, singura persoană care și-a păstrat calmul și chiar a glumit un pic a fost arbitrul care i-a arătat parașutistului cartonașul galben. Acest sportiv deja de câțiva ani câștigă primul loc la alergări și de data aceasta el a încercat să sărbătorească noul său câștig cu alunecare în genunchi, dar din păcate nu prea i-a reușit. În istoria fotbalului au fost multe momente de penalti nereușite, dar acesta este o excepție. Sunt sigur că acest bărbat s-a antrenat de acasă ca să scoată și să pornească camera de filmat atât de repede. Sportivii profesioniști deja s-au obișnuit cu gălăgia din tribune, dar acești iubitori de sport se pare că au găsit o metodă bună de a le distinge atenția jucătorilor din echipa adversă. Această jurnalistă a încercat să ia un interviu de la un motociclist chiar în timpul cursei, iar motociclistul i-a dat un răspuns foarte clar, că nu vrea să fie deranjat. Acest fotbalist pur și simplu era curios de calitatea tricourilor echipei adverse și după mult timp de așteptare, el totuși s-a convins că forma echipei adverse este făcută dintr-un material foarte bun. Domnișoara era atât de concentrată încât nu a înțeles deodată ce s-a întâmplat. Nu destul că băiatul luptător și-a frânt piciorul, dar și asistentul său i-a luat scaunul în timp ce sportivul a vrut să se așeze.
Goran Ivanišović este un jucător de tenis cu un simț bun al umorului. Pentru nimeni deja nu mai este o noutate că tenismanul iubește să facă glume cu publicul în timpul meciurilor sale. Don't cry, sorry. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Scrieți-ne în comentarii care dintre aceste momente prezentate v-a plăcut cel mai mult. De asemenea, puneți un like acestui video dacă v-a plăcut și abonați-vă la canal ca să nu ratați următoarele episoade. Pe curând!